cred în relații profunde și adevărate. Te învinge întotdeauna, domnul și domnul, uneori chiar în detrimentul familiei. Așa i s-a întâmplat și faimosului colonel Gheorghiță, spaima COVID și comandantul vaccinării de Avalma. Ajuns între timp director al Spitalului SRI, doctorul trăiește de ceva timp o idilă spectaculoasă extraconjugală cu numai puțin celebra actriță Monica Bârlădeanu și de la o vreme încoace nici măcar nu face un mare secret în asta. Imaginile pe care le prezentăm surprind apropierea romantică a proaspătului cuplu la jacuzzi în Bulgaria, acolo unde evident tot turistul român umblă cu camera pornită la smartphone. Alice e șocată, vine ca... Vine să sparg televizorul. Cred că de la vaccinuri să trece. De la... Păi tu ești vaccinată. Lasă-mă, mi-am păstrat cumpătul. Și? Omul e fugit de acasă sau ce să... Nu știu, stai un pic, a fugit acum. Bine, a plecat încet. Dar are familie, nu? E, adică, era căsătorit, nu mai știu acum, dacă mai era cu o colegă de breaslă, cu fosta sincer, colegă adică, la medicină. Putut... Doamna, aveam imagini și cu dânsa în... Aveam impresia că adică eu l-am văzut numai cu vaccinurile. Cred că de acolo mi se trage de mea în formă. Păi da, dar între timp a evoluat, a ajuns director la spitalul SRI. Sunt așa, tot alte bine, perspective ferita, care întrebarea este unde era Radu Cristescu, când doamna Bârlădeanu era disponibilă. Doamna... Adică, pe bune, stai să o luăm cu începutul. Așa. Până să apară domnul Uite, că tot am interval. Unde era fratele nostru, Radu? De ce s-a întâmplat așa? E ca Superman, intră în cabina de telefon. Da, prima, a doua, deci, pe bune, domnul colonel Gheorghiță, îl credeam orice, mai puțin gigolo. Dar nu gigolo, domnule, poate e pe sentiment. Dragostea n-alege. Dar n-ai zis că e amorul ghebos? Că mi-a rămas chestia asta. Așa. E boșenia. Nu, deci, sincer, nu, chiar nu. De ce? Nu știu, adică nu îi vedeam ca având vreo legătură. Deci, doamna Bârlădeanu este vedetă de Hollywood. Este de o frumusețe hollywoodiană. Vedetele de Hollywood merită să sufere. Clar, o femeie superbă, sincer, da? Deci, o frumusețe naturală. Nu e nimic. Dar și femeile superbe suferă și îmi dau ghinion în dragoste, înțelegi? Dar poate are noroc, mă, toți o căinați pe biata femeie. Poate că are o problemă de sănătate, poate o tratează, poate are ceva, vreo spondiloză, vreo ceva, că am și eu la coloană. Spondiloză. Și se tratează prin mișcări repetate, spasmuzice. Deci revenim la întrebarea care macină tot universul. Unde erați, domnul Cristescu, când doamna Bârlădeanu era liberă în cu începutul. Domnul, știu dacă era la Parlament, că dacă era la serie, poate o găseam deci eu primul. Deci munca pentru poporul îi ocupă tot timpul. Uite ce sacrificiu face. Domnul Cristescu, doamna Bârlădeanu nu-i după la Iași, dacă nu da. Și dumneavoastră nu acolo v-ați desăvârșit studiile universitare? Pe Monica am cunoscut-o când eram student. Așa. Era prietena iubită a nașului fetei mele. Opa, stai că a început. Mă, deja m-a blocat puternic. Avem o planșă de aia să ne deseneze domnul Cristescu cu arborele. Deci era prietena lui cine? Arborele copii. Nașul fetei mele. Ia, Monica a fost, la începutul când am cunoscut-o eu, ospătar la un restaurant din Iași, unde l-a cunoscut pe cumătrul meu, cum se spune. Da. O fată frumoasă, într-adevăr. A ajuns celebră actriță. Păi și dumneavoastră, vă repet întrebarea lui Alice, unde era? Nu putea, când auzi că era cu mătrul. Era... Și nu e genul meu. Era... Nici asta nu e genul tău, dar care e dragă genul tău? Fără Băi, aveam o părere mai bună despre ce vorbim. Stați că mă bag la bun țară. Domnul colonel dumneavoastră, în rezervă fiind, mai aveți acces la spitalul SRI, adică... Trebuie să am, dar... Dacă zice ceva, acum nu mai... Dar dacă ziceți ceva, nu mai... Nu, e extrem de dificil accesul, avem probleme, iar eu de ani de zile sunt nevoit să-mi fac abonamente la Regina Maria dacă vreau să am asistență medicală. Păi stați mine, nici măcar cu domnul colonel Gheorghiță la spitalului nu s-a reglementat. Sincer să vă spun, nu-l cunosc. Eu am nevoile mele la vârsta mea, am probleme cronice și uite că nu reușesc să rezolv pe sistemul. Asta este România de azi. Astea sunt drepturile militarilor arătați cu degetul ca o pensii nesimțite păi, și drepturi nesimțite. Domnul colonel Gheorghiță se asigură din timp că îi vor fi respectate drepturile. Deci cetățeni europeni și are drepturi, nu? Domnul Palada, nu asta... Nu, trebuie să intervin. Te rog, Alice, nu contest. Dar ea a avut o relație foarte apropiată cu milionar, fraților, așa cum se cuvine unei femei atât de frumoase. Păi după Gheorghiță e sărac să... Cu domnul Păunescu, nu? Adică Păunescu.
niște datorii prin oraș. Exact, tocmai și-a făcut un upgrade, dacă e vorba de bani. Noi era milionar, cu atunci când Gărdiță. Erau împreună, era milionar. Păi, ai văzut? Păi, deci pare că nu i-a mers bine dragostea asta. Și domn acum, Palada, pe partea de specialitate. Că nu am acces la spitalul SRI. Bun, e ok, dar dumneavoastră aveți probleme cu spatele. O, mari de tot, sunt cu țușchiop. Și se tratează în jacuzzi, că doamna Gărdiță a lansat aici o ipoteză. Sunt anumite variante de fizioterapie, da, în care e vorba de niște mișcări de-astea ritmice, spasmodice, înțelegi? Pentru care... leopard, sigur. Mișcarea leopard de jacuzzi. Deci, n-am mai dezbătut cu atâta seriozitate problema jacuzziului de părerea când era Baconski, ministrul de interne, dacă vă amintiți. Ulu, da, da, ministrul da, da, de externe. Și era doamna Manuela Vulpe, sau cum o chema, ambasadoarea noastră din Australia. Deci scriau ei mesaje că stă în jacuzzi și se gândește la... Uite, Gheorghiță măcar nu stă în jacuzzi și de mesaje și se gândește la... Se gândește la direct. Ce vezi, măi, erau la Bansco, la schi. Da, la Bansco ăsta nu, ăsta era la schi? Da. Păi înseamnă că era în iarnă, că acum e vară. Asta este. Ajung greu imaginile până de pe smartphone-urile românilor. Până a dat-o SPP-ul la SIE și SIE la SRI. Vor fi și despărțit până acum. Ne. E sifoneală... Ne. E, da, și vrea cineva răul lui Gheorghiță. Dacă vrea cineva răul lui Gheorghiță, îl lua miliția, nu mai ajungea direct la spitalul SRI. Este un pic, pe bune. Cei majori sunt vaccinați. N-auzi, mă, că e însurat? Ce majori sunt vaccinați? S-o fi certat cu nevastă, o fi divorțat. O fi paravan, n-ai de unde să știi. Uite, mai simpatică e nevastă, mi-a mai mult îmi place nevastă lui Gheorgheță. O știi și pe aia? Nu, am văzut pozele. A văzut pozele, tu n-ai fost atentă de lucru. Ce altceva, mi-a luat capul când i-am văzut acolo. Domnul Moisoiu, la cererea publicului, puteți să mai dați toate imaginele să le vadă doamna Drăghici? Că suntem pe o analiză calitativă. Acum e cu doamna Bârlădeanu, să fie clar, că ai recunosc cocul. Păi da. Păi nu, ăsta sunt imagine cu doamna Bârlădeanu, dar în coperta noastră frumoasă cu muzică era și doamna Gheorghiță. Vă spun eu că în Austria sunt niște jacuzziuri mult mai mișto. Decât la Bulgaria mai ieftin. Spune-i lui Gheorghiță, dar crezi că îi ajunge solda să o ducă și la Viena? Sau... Păi, dar ce? Are contract de management la spitalul SRI, nu e pe soldă, e contract de performanță. Deci sunt cu ochii deci, pe Alice, cepele, la cap, doamna Bârlădeanu, da, diverse imediat. Filme. Imediat, după doamna Bârlădeanu. Care e super. Așa. Frumoasă. Super. E frumoasă. Uite, asta e doamna interesant. Da. E mai o femeie frumoasă. Da, e drăguță, chiar e drăguță. Doamne, ce ai ajuns? I-a furat la Rujul, dar nu e problemă. Ce ai ajuns, Ciutacule, să faci emisiuni comparative între femeile lui colonelul Gheorghiță? I-a furat Gheorghiță. E șocant, sincer. De ce, ce te șochează așa pe cuvântul meu? Aperi toți infractorii, te întâlnești cu toți penalii și te șochează că a fugit Gheorghiță de acasă. Pentru că doamna Bârlădeanu e, adică, nu că are un simbol, standarde, dar este atât de frumoasă și a fost prin filme, adică mă așteptam. Gheorghiță e unul din eroii națiunii, a salvat țara. Și ce trebuia să facă? Erau alți doi bărbați acolo, era și din s-a venit domnul Gheorghiță. Trebuia să fugă. Da, deci cred că domnul Gheorghiță a venit pe la fundul apei, care chinu așa s-a apărut. Și să rămână doamna Bârlădeanu și nu asta tot la sfila mață. Dar băgându-se între ea și altul, înțelegi, așa, vup. Bă, ce haldă, oameni. Eu mă întorc la șocul lui. Deci, în momentul ăsta, deci am comentat cu Alice... Crime oribile, vorbim imediat. Nu am așa ca din Caracal. Răsturnări de situație, căderi de guverne, tot. Ea s-a șocat, nene, că s-a combinat Gheorghiță cu Bârlădeanu. Da, mi se pare genul de sec, în sensul așa de... Easy. Nu avea nimic, știi? Nu, dar la simții care s-a șocat, zice, băi, e cu săracul ăsta, că era cu milionar. Exact, dar tocmai, adică ai spus, după câte vaccinuri s-au vândut, nu-i mai e sărac Gheorghiță, nu? Exact. Da, adică ție, Alice, îți vine să-l să întreb pe doamna Bârlădeanu. Să-l întreb ce-i cu tine, what's going on? Dacă un bărbat n-ai încercat, înțelegi? Băi, ia terminați cu aluziile astea neprincipiale. Și domnul colonel, un om serios. Și serios și vorbea atât de, adică grav, despre lucruri nasoale. Păi că vorbea despre lucruri, era să zic o porcărie. Stai ăștia emisia, ești nebună. Doamne sfinte, dacă vorbești lucruri grave și ce faci? Te duci și te curi solen lângă femeie în pat și taci ca Tutankhamon? Dar nu-l vedeam în poziția în asta. De... Și cum îl vedeai? În sarcofag ca pe Tutankhamon? Așa că e căsătorit și are o soție foarte drăguță, foarte... e tot în regulă. Dar poate nu mai căsătorit, poate l-ai învărțat. Dar ce s-a întâmplat acum e șocant. De ce să domne șocant? Acasă, domnul colonel. Era filmul ăla din anii 60. Domne la nevastă. Un bărbat și o femeie. Doamna, îți faci un apel. Nu e un apel ăsta. Dar har nu. Aveți familie, aveți poate și copii. Cum ar zice Olteniu, omul și femeia lui, nu? La ce mă gândesc eu, să vă fie rușine. Ia ziceți. Vedem acolo patru oameni într-un jacuzzi și imediat începem să ne gândim la niște chestii
Când, de fapt, acolo se discutau efectele vaccinului asupra dezvoltării armonioase ale trupului uman. Ce vă zic, erau în public. Ce sigur că da. O fi stat de vorbă, da. Nu, poate s-au întâlnit întâmplător în piște. Da, el era la schi, el era la schi, stau de vorbă. Asta se poate, vezi, nu te-ai gândit și la chestia. Dar te-ai gândit că te poți muta întâmplător cu cineva, te întreb. Și eu de-aia fac un apel. Așa, doamna Drăghițeanu, un apel, domnul colonel. Cu vederea cetățeanului vaccinat. Să se ducă, domne, la soția acasă, înapoi, gata, a fost o aventură, îl iartă soția, sigur că n-ai cum altfel. Deci vă dați seama, apelul cetățenii vaccinate, ales Drăghiți, către colonelul Gheorghiță. Revoluția, că se făcea apel, numai uite, vici apele. Duceți-vă, domnul doctor, acasă, la nevastă și la familie, nu-i frumos? Nu, ești... ai standard de morale prea ridicat. Doamne, apără și păzește. Breaking news.